și credincioase. Astăzi este o zi foarte deosebită, anume când se face pomenirea celor care au fost deportați de nevoie, nu de bunăvoie. Îmi amintesc că, fiind încă student, aveam un curs cu... înlocuia un domn pe alt profesor și a venit acolo și tot se luase vorba anume despre situația noastră din Moldova, din stânga Prutului, și anume despre deportările care au avut loc în Siberii. Și eu, fiind nepotul a doi oameni care au fost deportați, bunei mei, părinții mamei mele, au fost amândoi deportați în Siberia, venind de acolo, eu fiind mic, îmi mai povesteau din acele întâmplări care le trăiseră acolo și care probabil îi călise pentru viața care o întâmpinaseră aici când se întoarseră înapoi. Și acel profesor, spunându-i că bunei mei au fost deportați, îmi spune că bucură-te că ce ai o familie de sfinți. Și acest lucru mi-a rămas atât de întipărit în inima mea, în sufletul meu, că acest neam al nostru, suferind aceste deportări, este plin de sfinți pe care noi nu-i cunoaștem, pentru că au fost duși acolo și au trăit și au păstrat credința lăsată lor și credința moștenită de noi toți. Și s-au întors înapoi și nu cu deznădejde, ci cu credință și cu curaj, așa cum de fapt ne îndeamnă Hristos, ne îndeamnă Scriptura, că când cazi, ridică-te și mergi înainte. Așa și ei, căzuți fiind, s-au întors înapoi, deși casele lor, toată averea lor care era adunată până la acel moment, și când s-au întors, n-au găsit nimic. Știți că din toate casele erau deja ori locuite de alții, ori prefăcute în diferite instituții, ca grădiniți, școli și așa mai departe. Au găsit puteri ca să o ia de la capăt și să meargă înainte și cu mai multă credință, căci îmi amintesc foarte bine cum bunelul ne îndemna ca să fim mai buni, să fim mai răbdători, să iubim pe aproapele nostru, căci acest lucru i-a făcut pe dânsii, într-adevăr, oameni sfinți. Dar poporul acesta al nostru, trecând prin multe greutăți, iubiții mei, și răbdând toate, ne-a lăsat nouă această moștenire, țărișoara noastră, credința în Bunul Dumnezeu, care este mai importantă decât toate, și ei acolo sus fiind, se roagă lui Dumnezeu și sunt mijlocitori pentru noi toți. De aceea, fără să nu treacă nicio clipă din viața noastră, ca să-i pomenim, nu doar într-o zi sau într-o anumită zi, căci astăzi este mai deosebit, dar în fiecare zi să le spunem tuturor celor care au fost și au suferit, care au fost deportați, rugați-vă lui Dumnezeu și pentru noi, ca și noi de asemenea să avem tăria, să avem răbdarea, să avem curajul de care au dat dovadă ei și au ținut capul sus și au făcut mândrie și acestei bucăți de pământ pe care noi cu toții, în care noi cu toții locuim. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să se ierte și greșalele lor și să primească această sfântă rugăciune care am înălțat-o aici, împreună cu Părintele Protopop, Părintele Victor, mulțumim din suflet. Să vă rugați Bunului Dumnezeu ca să mântuiască sufletele lor, celor care s-au pomenit, căci dacă cineva din neamurile noastre, care probabil că mulți avem rude care au fost deportați, va fi acolo sus și va mijloci pentru noi în viața noastră, atunci să știți că lucrurile se vor schimba și vor căpăta o frumusețe dumnezeiască. Dar să nu uităm de nimeni, pentru că și în acest lucru, în această pomenire, se arată iubirea noastră față de aproapele nostru. Vă mulțumesc! Dumnezeu să ierte și cu drepții să-i numere pe toți cei care sunt. Mulțumim și dumneavoastră! Respect, Părinte Grigoriu!